Vreau să spun cât se poate de clar că violența împotriva copiilor trebuie oprită. România se angajează să facă o prioritate din consolidarea legislației și politicilor publice în domeniul luptei împotriva violenței la care sunt supuși copiii. România este deja angajată în lupta împotriva violenței. By becoming one of the champion countries in this global partnership, Romania is committed to build political will, to accelerate reforms, and to strengthen collaboration within the country, as proven today with all the ministries represented and civil society, and also outside of the country at the global level. În spațiile școlare, care sunt de învățare și socializare, violența, intimidarea și represiunea nu trebuie să existe. Am elaborat o serie de documente strategice care vizează problematica prevenirii și combaterii violenței și delincvenței juvenile în mediul școlar. România are voința politică și expertiza necesară pentru a preveni și combate atât în cadrul național, cât și în cadrul european violența împotriva copiilor. Pentru un răspuns eficient în fața acestui fenomen este necesară o conlucrare și coordonare interinstituțională. Prezența asistenților sociali în comunități este un element extrem de important. Dacă vorbim de copii și dacă vorbim de viitor, suntem cu toții de acord că nu există resursă mai importantă pe care o avem la dispoziție decât copiii noștri. Este nevoie în continuare de niște campanii solide adresate părinților, adresate celor care îngrijesc copiii, adresate publicului larg. Respectarea drepturilor copilului este o prioritate explicită asumată de guvern. Autorităților nu ne rămâne decât să punem în practică prin mii de modalități această asumare. Este nevoie de o lume întreagă pentru a opri violența împotriva copiilor. Anual, această lume plătește pentru a face față cheltuielilor datorate violenței asupra copiilor. Misiunea noastră este să îmbunătățim permanent felul în care copiii sunt tratați și să generăm schimbări imediate și de durată în viața lor. Trebuie să facem o prioritate din politicile care să combată violența, discriminarea și orice comportament care ne îndepărtează de la dezideratele noastre.